Ne e dor de voi, vă așteptăm cât mai repede în tribună. Pe 7 martie 2020, Steaua București se impunea cu 18-0 într-o partidă din returul Ligii a 4-a. A fost primul meci pe cochetul stadion de 1200 de locuri din complexul Ghencea modernizat, dar și ultima partidă cu fanii echipei în tribună. Printre marcatorii acelei întâlniri a fost și Rareș Enceanu, care și-a adus aminte cu plăcere de atmosfera creată de suporterii roșalbaștri în sezonul trecut. Era o atmosferă de vis, țin minte meciurile din Liga 4-a pe care le-am jucat la Berceni. Au venit foarte mulți suporteri, acea tribună era plină tot timpul și ne încurajau foarte mult, chiar mi-este tare dor de ei. Ultimul meci însă cu fani în tribune a fost aici pe acest stadion, a fost și inaugurarea acestei tribune. Ce amintiri ai de la acea partidă? A fost un meci foarte frumos, țin minte că a fost de 8 martie și am împărțit flori în tribună, a fost și familia mea, a fost o atmosferă de vis, ca la orice meci în care am avut suporteri aproape. Meciul cu Electrica a fost ultima partidă disputată de roșalbaștri în competiția organizată de AMFB. A urmat apoi 5 luni fără meciuri oficiale până la cele două jocuri ale barajului de promovare în Liga 3. Pentru mine a fost un an bun, cât și pentru echipă. Am avut un tur destul de bun, suntem pe primul loc și acum ne-am pregătit foarte bine pentru acest retur de foc. Sunt sigur că vom aduce promovare. De aceea am venit să promovăm cât mai repede în Liga 1. Acesta este obiectivul echipei. Jucătorii lui Daniel Opriță au intrat în linie dreaptă, iar sâmbătă vor avea primul meci oficial din 2021 împotriva celor de la FCSB 2. Cum te simți din punct de vedere fizic înaintea începerii returului? Mă simt foarte bine datorită pregătirii fizice pe care am avut-o. Se vede un plus la toată echipa. Avem un grup foarte unit și cred eu că nu vom avea prea mari probleme. Toată lumea o să-și dea viața cu noi pentru că suntem cea mai titrată echipă și avem condițiile pe care avem, fotbaliștii care suntem aici și nu o să fie meciuri ușoare. În partidele amicale din acest an, Rareș Enceanu a fost folosit pe postul de mijlocaș central, având evoluții foarte apreciate. Mă ajută să fiu fața la poartă, vin mereu cu mingea la picior și pot pasa mai mult decisiv, am totul jocul în față.